angajată de la terasa asta, de la intrarea în parc, mi-a reproșat că de ce merg cu mască dacă stau în aer liber. Pentru că am activități electorale și comunic direct cu oamenii, strig în gura mare și legea ne obligă, și așa e corect, să purtăm mască și mănuși. La fel e obligată și ea, că lucrează cu oameni, chiar dacă e la terasă și ar părea în aer liber. Dar ea crede că e o invenție, pandemia. Poate dacă ar lua o amendă, ar fi mai puțin activă în propagarea scepticismului. Femeia de la bar în interior, la terasa asta a Marilio, e fără mască. Oamenii în interior care vă spală vouă paharele lucrează fără mască. Nu știu dacă nu vă interesează. Am înțeles. Vezi că ăsta e spațiu privat, acolo e spațiu public. Te rog, bine, bine. Filmează pe spațiu. Roagă-mă frumos. De unde sunteți? Din București, din drumul Taberei. Nu întrebam ca loc, întrebam ca funcție. De la Curaj TV, activist civic. De unde anume? Curaj TV. Curaj TV? Curaj! Noi suntem în spațiu privat, nu aveți voie să ne filmați. Filmați pe spațiu public. Cheamă, omule, poliția dacă crezi că ți încalc vreun drept. Poftim? Cheamă poliția dacă crezi că ți încalc vreun drept. Crede-mă că nu vrei să fie poliția, crede. Dacă le aduce vreun client SARS-CoV-2 sau chelnerița aceea sceptică care e convinsă că virusul nu există, terasa asta se transformă într-un focar COVID. Pentru că în interior ei umblă fără mască sau cu masca sub nas. Sau i-am văzut chiar pe afară, printre clienți, stând cu masca sub nas. Deci un pericol public la poarta parcului drumul Taberei. Ba mai mult, li s-a permis să facă terasă și acum pretind clienții că ar fi un spațiu privat pe terasa aia. Au îngrădit și platanul ăsta secular. Nu mai are apă la rădăcină și o să usuce într-o zi. Și primarul trece nonșalant pe alături. Probabil are și el ceva din afacerea asta, de nu intervine. Sau mai vrea un mandat, că nu i-a ajuns unul.